Iată că a venit timpul să punem la treabă și boxa, să testăm cei 30 de wați, sunetul de 360 de grade oferit de Voombox Party, generația a doua. Pentru început o vom conecta la un telefon mobil. Boxa trebuie să fie pornită și telefonul deja mi-a găsit-o. Am auzit și acest semnal, asta înseamnă că cele două gadgeturi s-au împerecheat și deja putem să o folosim. Nu ne rămâne acum decât să căutăm un player muzical pe care avem noi instalat pe telefonul mobil, însă o putem folosi, bineînțeles, și dacă dorim să ascultăm muzică de pe YouTube, să vizionăm filme și așa mai departe, chiar și dacă dorim să dăm un telefon, poate fi folosită și ca handsfree. Ok, haideți să vedem, o punem la treabă. Ok, am dat între timp și boxa la volumul maxim și telefonul a fost setat la volumul maxim și ați observat că nu există pic de boxa, nu distorsionează absolut deloc. Este o boxă de calitate. Butonul play, pauză, butoanele de volum, dacă ținem apăsat pe ele putem schimba și piesa. Am dat-o de la început. Haideți să vedem acum cum se descurcă ea și pe post de handsfree. Este conectat în telefon, în continuare la telefon. Welcome to Orange. Press 1 to listen about the latest offers and promotions we have prepared for you. For promos and voices. Ring an Orange prepaid phone number, press 2 to manage your Orange subscription. If you would like to find out what advantages you have via the Orange Thank You program and what new offers we've prepared for you, press 1 for info. With Orange open, you have the perfect offer and a single invoice for all your services. Combine mobile voice subscriptions. Ok, am folosit-o și pe post de handsfree. Haideți să vedem cum se descurcă ea și în cazul în care o deconectăm de la Bluetooth. Intrăm în meniul telefonului și oprim conectivitatea Bluetooth și vom încerca să o conectăm direct prin cablul auxiliar. Și asta în cazul în care, bineînțeles, nu avem un telefon la îndemână ce are conectivitate Bluetooth. Putem folosi acest cablu. Introducem în mufa de căști a telefonului și apăsăm din nou play. Boxa nu mai este conectată la telefon prin Bluetooth, sunetul vine exclusiv prin acest cablu.
Ok, haideți acum să vedem cum se descurcă ea în cazul în care dorim să încărcăm telefon mobil cu ajutorul acumulatorului de 6000 de mAh. Spuneam în articolul de unboxing că această boxă poate încărca și alte dispozitive. Am conectat pur și simplu prin cablu și iată că telefonul se încarcă. Ok. Boxa poate fi văzută pe smartproducts.ro. Este vorba de Divum Vumbox Party generația a doua.